Bogdan a mers astăzi la Antena Play, spunea că vrea să lămurească toate reacțiile lui pentru că în emisiune nu prea este timp. Zicea că într-adevăr i s-a umplut paharul, a răbufnit și consideră că se plafonează în casa Mireasa. Chiar dacă ar fi să intre o fată potrivită pentru el într-o săptămână, două, trei, el nu consideră că are spre ce să se îndrepte și mai exact cred că se referea la căsătorie pentru că este un timp scurt. Legat de cursa de eliminare spunea că lui este foarte bine afară și are activități, dar nu poate să dezamăgească susținătorii pe care i are și să abandoneze competiția. În ceea ce privește reacțiile pe care le-a avut vis-a-vis -vis de Liviu, Sergiu și Andrei, a explicat pe rând spunea că referitor la Liviu, dar a vorbit totuși despre Bogdana, a spus că de fiecare dată înainte de intrarea în live, parcă îi cade cerul în cap. Referitor la Sergio, spunea că nu a râs de el că și ia haine de la second hand sau că nu a fost la mare, ci că se victimizează. Iar despre Andrei a fost vorba că a interacționat cu foarte multe fete, 5-6 și niciuna dintre fete nu a rezonat cu el. Mai spunea Bogdan că și în casa băieților s-a întâmplat același lucru, mulți dintre băieți nu puteau rezona cu el.